prezent. Poate printre cei mai longevivi dansatori din Timișoara, cel mai longeviv cuplu de dansatori din Timișoara. Cum v-ați apucat voi de tango? Complet întâmplător. Povestește-ne. Nu-ți imagina că m-am dus să caut pe undeva cursuri de dans, că nu concepeam eu așa ceva. Dar într-o seară după un curs, o prietenă m-a rugat să merg cu ea, ca să nu meargă singură, la ceva demonstrație de tango. Mă cam și grăbeam eu spre casă, dar am zis că ce poate să se întâmple. Mă duc, mă uit la o demonstrație de tango și după aia mă duc acasă. Am mai întârziat, n-am apucat nici să-i dau mesaj la Iani, m-am dus, au început să vină lumea, m-am uitat și eu în sală, nu prea vedeam unde stăm, știu, nu vedeam niciun scaun. Și mă gândeam, bine, dansatorii au nevoie de sală și noi, privitorii, o stăm în picioare sau... Și la un dat mă străfulger așa și întreb pe prietena asta mea cu care am fost, zic, și cine o să danseze? Păi zice, noi, cine? Da, am scuipat repede în sân de ochi și mă gândeam cum să ies de pe acolo, să mă evapor, să dispar și mai ales să dau un mesaj la Iani. Dar nu prea mai aveam cum, că deja oamenii se pregătiseră, aveau și câte un săculeț din ăsta așa cu ei, știi? Își scot așa pantofi frumos, fetele pantofi frumoși, cu toc. Bun, mă făceam din ce în ce mai mică, știi? Și aveam sentimentul ăla că dacă s-ar deschide pământul să mă înghită, cumva, ce bine ar fi fost. Doar că ne-au așezat așa câte doi și a pornit muzica. Muzica era frumoasă, asta mi-a plăcut din prima. Și am început, am avut noroc, a fost o lecție chiar de începători. Și toți eram începători, nu am văzut pe cineva care să știe mai mult, că aveam o grămadă de prejudecăți, că mă gândeam, dansul e pentru cei care au făcut dans, dansul e pentru cei care au făcut balet înainte, care au flexibilitate corporală, care au ureche muzicală. Nu mi-aș fi imaginat că dansul este pentru omul de rând, gen ca mine. Și instructorii au fost... glumeți, au fost, muzica a fost faină, participanții la curs și ei de altfel și am văzut că cumva chiar și un om de pe stradă care nu era pregătit deloc poate să facă și el un pas, doi, bine, nici acum n-aș ști exact care-i stângul și care-i dreptul, dar cumva am supraviețuit. Mi-a plăcut că am putut să înțeleg tot, a fost atât de simplu, nu-mi imaginam că poate fi atât de simplu la un curs de dans și a intrat microbul în mine, complet. După aia mă gândeam doar cum să merg acasă și să-i spun la Iani că mi-a plăcut și să-l aduc și pe el cu mine. Că nu-mi imaginam cum aș putea să merg să-l întreb, n-ai vrea să vii cu mine la un curs de tango? Că mi-ar fi zis afară pe preșu, la ușă o să dormi. Și Iani, cum te-a convins, Luciana? Păi Luciana a venit și așa cumva pe ocolite, cumva mi-a spus că a fost la o prezentare de curs, e o chestie acolo și că ar trebui să vin și eu să verific treaba, să vedem care-i treaba. Și pentru tine cum a fost prima oră? Bă, prima oră a fost normală, da? Mai puțin faptul că s-a început cu o plimbare. Și tango e interesant că cumva anumite chestii nu te gândești la ele până nu le refaci în tango. De exemplu, să te plimbi în tango. Pare ciudat, trebuie să exemplific. Sper că mă poate urmări camera. Da? Când te plimbi, te plimbi normal, faci pași, da? Dar în tango parcă îți vine să îi faci așa cumva ciudat, da? Și atunci, da, ne-am plimbat în tango. Și cam asta a fost. A fost fain, da, muzică faină, oameni începători mai avansați. Este ok. Luciana mi-a spus că credea că dansul tango este pentru persoane care deja au mai dansat înainte, profesioniști și așa mai departe. Tu ce preconcepție ai avut legată de tango? Preconcepția mea a fost nu. Nu mă interesează, e dans, băieții nu prea dansează, deci nu. Era simplu. Nu.
Cum i-ați recomandat Sabrina la tango și cum le-ați descrie tango-ul în așa fel încât să treacă peste frica asta inițială pe care ați avut-o și voi prima oară? Tango este pentru oricine, și tineri, și de vârstă medie, și puțin mai avansați în înțelepciune, și, dar dacă pornești cu gândul că nu știu și nu o să pot, probabil ca orice lucru la început, noi suntem profesori de limba engleză, predăm, și asta ne spun și cursanții nouă, că nu o să pot să vorbesc. Evident că nu o să poți de la început, o să poți apoi, dar merită să încerci, să lași să ți se întâmple, filtrezi apoi și vezi tu ce iei cu tine, dar să fii deschis, să accepți provocarea și să te convingi că chiar este ușor, că nu este foarte greu. Da, și practic vii, vezi cum e și poți să stai doar retras, observi. Poate participi, poate nu. E o chestie de expunere. Trebuie să vii să vezi. Și atâta. Și după aia te prinde microbul. Cum vi s-a schimbat percepția față de tango? Așa un pic mai în detaliu, un pic mai profund, de-a lungul anilor, față de când ați început până acum? Păi nu știu, mie... Da, s-au schimbat multe lucruri. Încep să-ți conștientizezi corpul altfel. Nu știu, multe lucruri se schimbă. Se schimbă multe lucruri ce țin și de comunicare cu tine însuți, cu partenerul, cu alții, cu trainerul. Se schimbă. Se schimbă și într-un fel rămân aceleași, într-un fel se schimbă și avansează cumva. Categoric și pentru mine au fost schimbări, mai ales că am văzut că în comunitate sunt foarte puține cupluri, căsătorite sau necăsătorite. Și mi-aduc aminte la prima milonga la care ne-au invitat instructorii să mergem doar să ne uităm la această petrecere de dans. Am mers, ne-am uitat și mi se părea așa funny că vine un bărbat, știi, îți ia nevasta la dans, o învârte pe acolo pe rondă în fața ta, după aia vine, dă mâna cu tine, bei un pahar, stai la o vorbă cu el, știi, și sunteți prieteni. Ca și când v-ați ști de viață. Și eu zic, ăsta nu cred că e pentru cupluri. Da, nu văd eu așa cum... Ăștia cum dansează așa între ei, unii cu alții, cum... Dar evident că participând la cursuri mereu partenerii se schimbă, te obișnuiești. V-a afectat cumva dinamica de cuplu, faptul că ați venit la tango, vi s-a părut ciudat, cum spuneai la început... ție, Iani, să vezi pe Luciana dansând cu alți bărbați, au existat gelozii, că ăsta este unul din subiectele pe care suntem foarte multe cupluri când văd tango-ul la televizor sau live, că trebuie să schimbe partenerii. Cred că nu suntem fir geloase, nu am fost dinainte de tango fir geloase. Dacă nu ești de la început de natură, cu o natură geloasă, nu cred că tango-ul te face apoi. Ori ești gelos și posesiv, ori nu ești, nu știu dacă te face neapărat tango-ul, dar pot să vă spun că la prima îmbrățișare m-am gândit cum să stau și mă gândeam dacă Iani se uită la mine cum stau și după aia mi-am zis că sigur se uită, că și eu mă uit la el. Dar te obișnuiești și oricum de la fiecare dans, de la fiecare partener, de la fiecare tandă înveți câte ceva. Eu aș zice că nu a introdus elemente de gelozie, nici vorbă. A introdus, poate, noi bulevarde de comunicare. A introdus mici provocări care trebuiau depășite. A introdus mici frustrări, mici chestii, dar chestii faine. Și, da, mă miră că nu vin cuplurile la tango. Chiar ar trebui să vină. Că redescoperă partenerul, pe ei înșiși. Ce sfat ați da unui începător care intră pentru prima oară într-o sală de tango? Să fie deschis și să lase să-i se întâmple. Și o să aibă surprize minunate. Da. Să vină să vadă, să observe dacă e mai timid sau timidă să stea și pur și simplu să se uite. Și
după aceea, dacă îi place, să continue, să vină, să asculte un pic de muzică, să intre pe YouTube. La urmă, totul e foarte lejer, foarte deschis și e fain. Credeți că tango influențează feminitatea și masculinitatea într-o oarecare măsură? Pe mine m-a influențat. Acum 5 ani, înainte de a mă apuca de tango, nu mă vedeam, cum am fost acum la ultimul eveniment, îmbrăcată într-o rochie de dantelă neagră, sigură pe mine și confortabil, să mă simt confortabil în rochie. Tango a deschis partea asta pentru mine. Mi-aduc aminte de voi, fetele, când v-am văzut prima dată în ciorap plasă și m-am gândit să încerc și eu să văd oare mie cum mi-ar sta. Mi-a plăcut, dar cred că fără tango nu aș fi încercat partea asta. Poate că este o parte ascunsă în noi, neexplorată, și tango îți dă ocazia să mergi puțin mai departe, să te cunoști, să vezi ce ți-ar plăcea, poate ce nu ți-ar plăcea, oricum le filtrezi și lucrurile se autoelimină. Ce nu este pentru tine nu rămâne cu tine, dar poate că era ceva pentru tine, dar n-ai avut șansa să descoperi. Iani? Eu vreau să arăt, putem face un zoom pe... Da, e clar, îți dezvoltă, poate, din nou revenind la comunicare, îți dezvoltă alte feluri de a comunica și, pe la urmă, înțelegi cum e să conduci, să fii condus, să conduci ceva ce ți-ar plăcea și ție să simți ca follower. Da, clar, te dezvoltă, clar. Ultima oară când ați fost voi studenți, presupun că a fost în facultate. De atunci ați devenit studenți de tango și v-a schimbat asta în modul în care predați limba engleză? V-a ajutat cu ceva? V-a încurcat cu ceva? E fain să te simți din nou începător într-un domeniu. Să vezi cât de greu este unui începător, să te pui în pielea lui, să vezi ce emoții are, să vezi cât de teamă este să spună un cuvânt, cum ne este teamă și nouă să facem primii pași și devii mai conștient de începători, pentru că ne-am mers acasă și ne-am gândit din nou, oare așa este și pentru cursanții noștri la început? Așa pare așa de greu la început? Începutul e un început în orice activitate, în dans, e posibil să nu-ți iasă la început, e posibil să... Vrei să faci ceva, dar nu ești pregătit, trebuie să iei lucrurile așa cum vin, să te bucuri de atmosferă, de prieteni, de grup. Nici nouă nu ne-au ieșit de la început multe lucruri, dar ne-a plăcut atmosfera, ne-a plăcut muzica, ne-a plăcut grupul foarte mult, cursurile, dinamica cursurilor, dinamica grupului. Credeți că este modul în care s-a schimbat sau a evoluat comunitatea de tango din Timișoara sau poate din România de când sunteți voi la tango în ultimii 5 ani? S-a schimbat ceva, nu s-a schimbat? A intervenit și pandemia. Poate pandemia a fost un timp de reflexie și poate cu toții ne gândim la ce vom face mai departe. Comunitatea nu s-a mai întâlnit așa de mult din cauza pandemiei. Dar... Sau s-au întâlnit mai mult local? Da, cred că nu a fost un prilej pentru întâlniri în grupuri mari. Fiecare s-a întâlnit în grupul lui mic, mediu, restrâns, cu măsuri igienico-sanitare, dar loc de reflexie este, sigur că este. Povestiți-mi un moment preferat de până acum ce a avut legătură cu tango. Iani, care vrea să-i începe. Momentul meu preferat în tango a fost acum vreo 3 ani, parcă, la o milonga. Am dansat cu o dansatoare dintr-o altă țară. Nu mai știu dacă cu KBS sau nu, cred că ne cunoșteam. Și a fost un moment foarte fain. Au fost cele 4 melodii. Pur și simplu au zburat. A
fost un moment unic pentru că ne-am potrivit foarte bine și pe înălțime și pe nivel de dans. Cred că eu eram ceva mai începător și cumva am uitat de tot. Era doar muzica, noi doi și cam asta a fost. Și a fost foarte fain. Mie, de exemplu, îmi place momentul în care îmi pun pantofii de tango, în care mă încalț în pantofii. Și e un moment aproape că nici nu mai contează. Când începe muzica și îmi leg pantofii de tango, mi se pare magic. Te transporți, te transferă într-o altă lume. Un moment funny. Având în vedere câte n-am înțeles la curs de la început, un moment funny, eu chiar am crezut că voi doi, ca instructori, o să ne spuneți la un moment dat: bă, nu mai veniți, că nu se lipește nimic de voi. Și m-am gândit că o să primim un bilețel anonim în cutia de poștă, care o să ziceți: na, cam atât a fost cu voi. Dar încurajările voastre, faptul că sunteți mereu acolo, mereu prezenți, avem întrebări, sunt lucruri care ne ies din prima, lucruri pe care nu le înțelegem din prima, și am simțit constant sprijinul și ajutorul vostru. Păi eu chiar nu mi-am amintesc nimic acum funny, nu știu ce să zic. Da, chiar nu mi-am amintesc. Da, a fost totul a lot of fun, nu neapărat funny, dar a lot of fun, da. Există ceva ce nu vă place la tango? Nu ar fi rămas atâta dacă nu ne-ar fi plăcut. Nu aș putea să spun că există ceva ce nu ne place. Ceva ce schimba? Da, hai că zic eu ceva ce nu-mi place. Poate nu-mi place KBSO. KBSO e cumva ciudățel pentru mine și acum, adică să faci așa. Mai ales pentru oamenii care poartă ochelari de vedere. Sigur, eu. Da. În afară de KBSO, nu cred. Ce vă place la Tango Malena? Păi, categoric oamenii. Cred că asta e cel mai important. Oamenii. Pentru că, la urmă, oamenii contează. Clădirile se mai schimbă, decorurile se mai schimbă, muzica se mai schimbă, multe lucruri se mai schimbă, dar oamenii să ia fain. Absolut. Admirăm mereu la voi pasiunea și constanța cu care faceți lucrurile. Venim de 5 ani, marți, joi și vineri, săptămânal. De 3 ori pe săptămână nu se anulează cursurile, nu... sunteți mereu aici. E un element de constanță în viața noastră. Și e fain, știm că nu trebuie să sunăm înainte, nu trebuie, venim, ușa e deschisă, pantofii sunt, muzica este. Și voi ați devenit un element de constanță în Tango Malena, deja de când sunteți, și cred că majoritatea începătorilor care vin la cursuri la noi, pentru primele lucruri pe care le spun, e că ce oameni faini sunt Iani și Luciana, că sunteți mereu foarte welcoming cu ei și foarte... îi luați așa cumva lângă voi. Eu așa m-am simțit când m-am întâlnit prima oară, deci. Poate că avem și noi cursanți la rândul nostru și mai știm și de acolo cum se simte un nou venit, plus că și nouă ne-a prins bine când am fost și noi nou veniți și începători, ca cineva să-ți ofere căldură, să fie primitor. Tu oricum poate ești timid sau nu știi ce urmează să se întâmple, dar te ia cineva la o poveste, îți spune, te mai relaxezi puțin și deja te simți altfel. Cum ați promova voi tango-ul unui adolescent sau unui student, unui tânăr de 21 de ani? Poate aș face un joc video. Tango Malena Shooter. Bună întrebare. Cred că ar putea să treacă de la faza de adolescent la faza de, zicem, mijlocul anilor 20, trecând prin, venind la cursuri, trecând prin emoții, frustrări și așa mai departe, plăceri, momente plăcute, și ar putea să facă o tranziție mai rapidă în evoluția personală. Mult mai rapidă. Ar putea să-și condenseze, eu știu, 10 ani de viață în 3, să zicem. Și chiar,
chiar ar fi fain. Adică te expui, dansezi, ești acolo în mijlocul acțiunii, să zicem, acțiunii culturale. Eu o să mă mai gândesc la răspuns. Ce mi se pare, ce văd și eu la tinerii din jurul nostru, e că nu mai acordă atâta importanță emoției pe care o simt. Școala online, viața online, cursurile online, cumpărăturile online, întâlnirile cu prietenii online, jocurile online. Să vii, să iei pe cineva în brațe, să asculți o melodie împreună, îți oferă o cu totul altă lume, o cu totul altă emoție. E păcat să nu o încerci. Practic, nu poți să faci asta. Atingerea e mai grea online deocamdată. Și, da, să iei pe cineva în brațe, nu știu, parcă iei toată lumea în brațe. E un univers întreg. Ce vi se par diferite evenimentele din străinătate față de evenimentele de tango din România? În primul rând, noi suntem străini pentru acele evenimente și nu cunoaștem comunitatea locală, nu cunoaștem nici poveștile locale. Cred că e totul mai obiectiv, nu știi nimic, nu cunoști, te duci, iei o persoană cu care poate reușești să ai un schimb de replici, poate nu știe engleză, poate tu nu știi sârbă, nu mai discuți, nu mai vorbești, dansezi și atât. Poate sunt mai deschiși, au o mentalitate mai deschisă decât noi și cred că e normal. Nu cunoști bisericuțele locale, nu cunoști grupurile locale, nu știi dacă ai vorbit cu unul dintr-o parte, după aia ai vorbit cu unul din cealaltă parte, nu știi toate lucrurile astea. Ești inocent, te duci și te simți bine. Mie îmi place când se întâlnesc mai multe școli la o milonga, puțin mai mare, să zicem. Îmi place mixul ăla de stiluri între diferitele școli. Și tu, fiindcă ești nou, te duci și zici, wow, ce fain dansează ăia, dar parcă au alt stil. Ce fain dansează ceilalți. Îmi place chestia asta. Îmi place că ei colaborează destul de bine pe partea asta. Se duc toți la toate evenimentele. Cât timp vă vedeți dansând tango? Cât putem. Cât țin genunchii? Nu cred că este ceva ce începi și mai poți să te oprești apoi. Poți să ai pauze, poți să ai alte preocupări în viață, poți să ai alte priorități în viață, dar cred că odată ce ai început, o să revii. Înainte de niște întrebări fulger, mai aveți ceva ce ați vrea să ne spuneți despre tango sau povestea voastră de tango? Tango este pentru cupluri. Văd puține cupluri în tango, dar este și e ca și în dans, ești autonom și împreună în același timp. Așa ești și în viață, așa ești și în dans, nu pățești nimica și trebuie să încerci. Da, e cumva ca un fel de Kosovo în Serbia. E și autonom și împreună în același timp. Da, există tango pentru cupluri și, până la urmă, în tango se mai și formează cupluri și asta e fain. Bun, acum întrebările fulger, să zic așa. Favorite. Începem cu Iani. Orchestra favorită. Cei de la Belgrad. Să zicem, fetele de la Belgrad. Foarte tango, exact. E super fain. Foarte entuziaste, foarte prezente. Melodia preferată. Bahia Blanca. Tango, vals sau minută? Vals. Cuplu preferat de dansatori? Aici e mai tricky. Probabil Cicio și Juana. Instructorii preferați din afară? Din afară? Unde am fost la cursuri, Lucas și Judith. Evenimentul favorit?
De departe, de foarte departe, Tango Malena Festival. Luciana, orchestra preferată. Începe să-mi placă așa mai mult D'Arienzo. Melodia de tango preferată? Paciencia. Tango vals sau mie? Tango vals. Cuplu preferat? Tot cu Ana și Cicio. Instructorii preferați din afară? Nu am avut așa de multe cursuri cu alți instructori încât să-mi formez o părere clară, dar din instructorii cu care am făcut până acum, ne-a plăcut mult de Judith și Lucas. Și evenimentul favorit? Da, clar că Tango Malena Festival. Mulțumim! Și noi mulțumim! Și noi mulțumim! Și ne vedem la Milonga! Merry Christmas!